Sezonul estival 2020 a fost salvat de voucherele de vacanță, recunoșteau la momentul respectiv hotelierii de la malul mării. În plină pandemie, această facilitate i-a încurajat pe români să vină pe litoral. De pildă, dacă o familie alegea un sejur de 2500 de lei, mai bine de jumătate din sumă era achitată cu voucherele de vacanță. În 2021, însă, românii care au cheltuit tichetele din anii trecuți vor trebui să dea toți banii din buzunar. Rămân valabile voucherele de vacanță care au fost emise anterior și care pot fi folosite în cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanță pentru că sunt vouchere de vacanță care sunt valabile în continuare în cursul anului 2021. Anunțul a venit ca un trăznet peste agenții de turism și hotelieri. După ce s-au chinuit aproape un an să-și mențină afacerile pe picioare, nu mai văd speranțe în lipsa tichetelor de vacanță. Este o lovitură totală. Vom avea o scădere foarte mare a veniturilor și a încasărilor pentru vacanțe în România și, desigur, pentru vacanțe pe litoral. La agențiile de turism, cel puțin, peste 70% din încasări, practic, proveneau din tichete de vacanță. Și reprezentanții unităților de cazare spun că mulți turiști alegeau să vină cu tichete de vacanță. În 2020, aproximativ jumătate dintre clienții unui hotel au folosit această facilitate. Cam 40-50% au fost cu vouchere de vacanță. Sunt clienți care au cumpărat direct către noi și au achitat cu vouchere de vacanță sau prin agenții. Ne afectează pentru că sunt foarte mulți oaspeți care vin cu tichete de vacanță, inclusiv în sezon și în extrasezon. Situația ar fi însă mult mai gravă. Statisticile arată că pe litoral 60% din turiști și-au achitat vacanța folosind voucherele guvernamentale. Pierderile ajung până la sume în cifre cu 5 zerouri. De la 1 mai până pe 30 septembrie, media la un hotel de 3 stele este de 200 de ron pe noapte. Dacă un hotel de genul ăsta de 200 de camere face un rulaj, să zicem, de 1 milion de euro, 60% sunt vouchere de vacanță. Undeva între 500 și 600 de euro. Afectat va fi și turismul din Delta Dunării, spun specialiștii, și pentru anul acesta s-au făcut rezervări cu ajutorul tichetelor de vacanță, însă agenții de turism se tem că românii vor alege vacanțe în Grecia, Bulgaria sau alte destinații din afara țării în funcție de condițiile pe care le va impune pandemia. Mare majoritatea turiștilor de anul trecut, în vreme de pandemie, a fost pe tichete de vacanță, tot mai mulți români alegând ca destinație de vacanță Delta Dunării. Foarte mulți vor alege să-și petreacă concediile din bani proprii în alte destinații decât cele interne. Voucherele de vacanță sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă și sau de recuperarea capacității de muncă. Tichetele valorează 1450 de lei și se folosesc doar pentru servicii turistice în România.